mărișoare, mazăre, sărmăluțe, șnițelașe, plăcite. Mamă, mamă, ți-am zis că azi mănânc în oraș. Lasă că două mâncăruri nu strică, puiule. Un român aruncă lunar 16 kg de mâncare. Risipa alimentară înseamnă bani aruncați. Vrei să-ți plătești amenzile și taxele rapid, ușor și fără niciun comision? Accesează ghișeul.ro, platforma oficială de plăți a statului român. Singura care nu percepe niciun comision. Alătură-te și tu celor peste 1 milion de români care au ales să-și facă viața mai ușoară. Cu doar câteva clicuri pe ghișeul.ro poți rezolva online plățile pentru amenzi, taxe, servicii publice sau utilități cu zero comision la orice plată. Ghișeul.ro. Simplu, rapid și sigur. Ghișeul.ro este o platformă administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Catena vă urează Paște fericit. Energie, vitalitate, sănătate. Catena vă urează Paște fericit. Supercom SA, lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România. Prin serviciile de colectare a deșeurilor, echipamentele moderne, stațiile de transfer, centrele de reciclare și depozitele de deșeuri, Supercom furnizează și în județul Hunedoara servicii și soluții de mediu eficiente și fiabile. Toate acestea pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom, pentru un mediu curat. Supercom, nihil sine deo. Primiți în sufletele voastre lumină și iubire. Catena vă urează Paște fericit. Farmacia inimii Catena. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exactă, Antena 3 Deva, penultima noastră emisiune înainte de Paște. Invitatul acestei ediții este domnul deputat PSD, Viorel Sălan. Domnule general, vă spun general, în virtutea unei vechi colaborări, bine ați venit la noi în emisiune. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și toți telespectatorii postului Antena Deva. Sigur că ne vom opri, mai ales cu dumneavoastră, asupra războiului din Ucraina. Am evitat în general acest subiect pentru a nu alimenta speculațiile, să spunem, pentru că fiecare om, este normal, are o părere, preferăm să difuzăm părerile avizate, cred. Sigur că dumneavoastră ați fost general de jandarm, însă sunteți general în structuri militarizate și v-aș întreba cum apreciați la această oră influența pe care acest război o are asupra României. Da, așa este. În mass media a fost prezentate românilor, zic eu, o radiografie cât se poate de corectă cu privire la evoluția acestei situații conflictuale pe care nu ne-am dorit-o cu toții și, din păcate, ne afectează și pe noi românii. Recent sau în acest moment Rusia a declanșat o nouă ofensivă în sudul Ucrainei. Cel mai probabil că scopul principal este acela de a stabili un coridor terestru permanent de acces spre Crimea. Rezultatul acestei confruntări va afecta raportul de forțe în zona Mării Negre și structura europeană de securitate. Însă, până în momentul de față, toate demersurile au fost ca să nu se escaladeze la o nouă stare conflictuală sau să aceasta să evolueze pe plan politic, însă, din păcate, vedem așa cum menționam că Rusia a declanșat o nouă ofensivă în sudul Ucrainei. Dar, așa cum am menționat-o în declarațiile politice pe care le-am susținut în Parlamentul României vis-a-vis de această situație, pentru România apartenența la NATO reprezintă cea mai bună garanție de securitate în acest moment. Iar foarte important că Alianța Nord-Atlantică
a decis să întărească flancul estic al alianței. Totodată, foarte important de scos în evidență că 40.000 de soldați au fost deplasați în flancul estic împreună cu mijloacele aeriene, navale, terestre, sub comanda directă a NATO. Și nu în ultimul rând, doream să subliniez în prim calup al intervenției mele pe această temă că deja au fost activate 4 grupuri de luptă multinațională suplimentare care vor fi desfășurate în Bulgaria, România, Slovacia și Ungaria. Noi, în termen militar, suntem practic în linia întâi, dacă războiul modern mai presupune niște linii, să spunem, atât de clare. Legat de războiul din Ucraina și de nevoia de apărare și de siguranță, a fost un proiect controversat în Comisia de Apărare, din care faceți parte, legile suveranității, în care a fost implicat un personaj care a fost și el controversat. Este vorba de Dumitru Coarnă, care s-a dus la ambasada Rusiei. Nu se știe exact pentru ce au fost 4 cei care au mers atunci. Din păcate, așa este. Nu vreau să comentez prea mult acest personaj și pentru că nu suntem compatibili. Și s-a văzut însă și prin decizia luată de către partidul nostru, care nu așa, deci nu agrează asemenea situații din partea cel puțin vreunui parlamentar al Partidului Social Democrat. Dar revenind, este vorba de PLI 79 din 2022, un proiect de lege care vizează legile suveranității. De fapt, acest proiect a mai fost într-o perioadă vehiculat în Parlamentul României, acum a fost activat, să spun așa, dar din păcate pentru neștiuitori au luat însăși denumirea legile suveranității și că prin aceasta se încurajează tot ce este românește și să dezvoltăm politicile noastre pur românești. Ca și principiu, cu toții suntem de acord. Dar mie îmi place să merg pe text, să văd într-adevăr aspectele de fond și le-am cerut inițiatorilor să-mi pună și mie la dispoziție draftul cu privire la proiectul de act normativ care dorește să modifice anumite legi. Și vreau să spun pentru privitorii noștri că acest proiect viza modificarea 20 de legi și 2 ordonanțe de urgență. Mergând mai departe, am constatat că, într-adevăr, unele dintre ele erau, într-adevăr, legi care aduc beneficii României. Atunci când vorbești de interzicerea exportării masei lemnoase în așa materie brută, fără să fie prelucrată. Așa este. Dar în momentul în care vorbești de legea de organizare și funcționare a unor componente ale sistemului de apărare, ordine publică, siguranță națională, așa cum sunt serviciile de la STS, SRI, SIE, SPP, și văzând cam ceea ce doresc inițiatorii, și le-am rezumat în discuțiile mele prin 2 aspecte de fond, care le-am subliniat și în Comisia de Apărare, Ordine Publică, Siguranță Națională, unde am fost pe aviz la comisia noastră. În contextul în care tu dorești să demilitarizezi aceste structuri, sau, mergând mai departe, doresc să le mai creezi și sindicate, structuri care, zic eu, au un rol foarte important în ce privește stabilitatea în România, nu mi se pare corect. Sau, totodată, când vorbești de codul silvic, dar cu trimitere la anul 2021, că se interzice exploatarea pădurilor la ras în anul 2021. Noi suntem în 2022. Totodată, când faci vorbire de legile cu privire la alegerea Senatului, Camerei Deputaților și cu privire la funcționarea autorității electorale permanente, în sensul în care se dorea scoasă din ecuație serviciul de telecomunicații speciale în alegeri. Și am vorbit în cunoștință de cauză pentru că am fost și vremelnic vicepreședinte al Comisiei de Cercetare pentru alegerile europarlamentare care au avut loc anterior. Ori nu știu dacă poți să scoți serviciul de telecomunicații speciale. În ce privește controlul, da.
Dar ca să-i scoți nu poți. Iau ultimul exemplu pentru actuala campanie de recenzare a populației. Așa, deci au dorit cei de la statistică o firmă privată. Și înainte de cu câteva săptămâni de a începe această campanie, aceia s-au retras, văzând complexitatea realizării softului. Și a trebuit să se apeleze din nou la serviciul de telecomunicații speciale, care au făcut niște eforturi extraordinare într-un timp scurt, să, ca această campanie să desfășoare în condiții bune. Bineînțeles că nu puteam să agrez asemenea situație și ca drept dovadă am propus colegilor mei așa să dăm un aviz negativ. Dar ce doream să scot în evidență? Vedeți dumneavoastră odată ce se lansează în eter. Noi dorim, nu doresc neapărat să scot în evidență ce formațiune politică a susținut această idee. În niciun caz nu este la guvernare. Și dai drumul în eter, cetățeanul de bună credință spune da, noi ca buni români asta susținem. Suveranității țării. Așa că sună bine. Sună bine. Chiar mă uitam că vreau să vă spun, am primit cu sutele de apeluri din partea unor cetățeni mesaje care spunea nu votați legile suveranității. Și vreau să vă spun că am accesat la un număr de telefon care era, m-am prezentat cine sunt, era un inginer silvic, așa, din județul Neamț. Și l-am întrebat, vă rog să-mi spuneți și mie ce v-a determinat să-mi trimiteți acest mesaj să nu susțin legile suveranității. Chiar doresc, sunt bun român și într-adevăr tot ce este pentru benefic pentru România și pentru românii noștri, doresc să susțin. Zic, dacă nu puteți, haideți să vă dau câteva aspecte că eu le studiez documentele. Și ca să spună, domnule deputat, îmi cer scuze, dar să știți, eu nu am citit proiectele de lege. Zic, vă rog să fiți mult mai prudent. Și, de fapt, așa trebuie să fim cu toții, întâi să ne documentăm asupra problemei și după care să dăm drumul. Ca de altfel, uitați, un al doilea exemplu, care, într-adevăr, și aici am venit cu susținerea necesară în fața colegilor mei, este vorba de PLX 136 din 2022, o inițiativă legislativă a colegilor de, așa zis, colegi în Parlamentul României, da, bineînțeles atât, de la AUR, care doreau să instituie taxa de solidaritate. Și au pus-o foarte frumos în text, uite, ne raportăm la indemnizația președintelui României. Ce depășește așa indemnizația președintelui să fie impozitată cu 90%. Eu am luat actele normative care doresc a fi modificate și vreau să vă spun că sunt 10 acte normative, începând de la legea de organizare și funcționare a Curții de Conturi, a Curții Constituționale, așa de cu privire la funcționarea instanțelor de judecată și a parchetelor, cea a funcționarilor publici parlamentari, de asemenea personalului navigant profesionist din aviația civilă din România, corpul diplomatic, pensiile militarilor și nu în ultimul rând codul administrativ vizând primarii, reprezentanții administrației, adică, publice locale. Legi importante ale statului. Exact. Care erau, da. Deci în partea de început se spunea ce se depășește indemnizația președintelui, se impozitează cu 90%. Dar să nu uităm cum au început. Spunea, da, până la un venit, până la 2000 de roni, impozitul este zero. De la 2000 de roni și până la valoarea indemnizației președintelui României, 10%. 10% urmând ca peste să fie de 90%. Eu am rămas surprins că avem și un reprezentant AUR în Comisia de Apărare și a fost o figură marcantă în armata română și l-am întrebat, domnule general, cum vă veți primi dumneavoastră în noi, semenii dumneavoastră, militari, așa, care nu au niște venituri extraordinare, majoritatea vorbind de cei care realizează venituri de 2000 și ceva, 3000 de roni, să le fie impozitate cu 10%. La care să-mi spună, domnule general, să știți că o să-mi retrag semnătura. Zic, dar nu este corect modul în care ați procedat. Deci calcule făcute cam pe genunchi, par așa. Pe genunchi și poate populiste. Populiste, de ce să nu spunem, că dădeau bine la public. Taxa de solidaritate. Dar în momentul în care intri pe text și intri într-adevăr să vezi cum afectezi
veniturile românilor este de o altă factură. Și dacă eram la capitolul acesta, domnul Gruian, doream să scot în evidență că pe lângă aceste proiecte de lege controversate, vreau să vă spun că am avut foarte multe proiecte de act normativ în Comisia de Apărare, în care s-au luat decizii importante pentru sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, asupra cărora, vreau să vă spun, nu neapărat în funcția de secretar al Comisiei de Apărare, Ordine Publică, Siguranță Națională din Camera Deputaților, dar și ca militar mă interesează și vreau să spun că, într-adevăr, actul de legiferare vreau să fie în modul cel mai corect pentru toate componentele de apărare, ordine publică și siguranță națională. Însă, în Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, în această perioadă au fost luate foarte multe decizii corecte și bune pentru români și pentru țara noastră, care în ultima perioadă a fost lovită de cele două crize generate de criza COVID, respectiv de criza în urma războiului care este la granițele noastre, din păcate, ajuns, în care nu este ușor atât pentru Parlament în calitate de for legislativ, dar și pentru guvern în calitate de for executiv, să ia niște decizii cât se poate de corecte și, mergând mai departe, să vină în sprijinul cetățenilor care, din păcate, au fost greu afectați și, în principal, în ce privesc economiile acestora, viața de zi cu zi. Și vreau să vă spun că sunt foarte multe proiecte pe pachetul de sprijin pentru români și pentru România, care au fost luate în această perioadă, săptămâna trecută, un proiect de lege care l-a întrecut de Camera Deputaților, care așa a mers către președinție în vederea promulgării și apoi publicării în Monitor Oficial, vizând creșterea alocației de hrană pentru bolnavi din spitale, de la 11 la 21 de lei. Și iată că săptămâna aceasta a mai trecut, mai bine zis ieri, a mai trecut un proiect de lege care, mai bine zis, este vorba de modificările aduse la legea 227 din 2015, așa fiind vorba de modificări la codul fiscal, care vizează în principal implementarea unui sistem de impozitare la sursă pentru investitorii individuali prin aplicarea unui impozit de 1% pentru câștigul din transferul titlurilor deținute mai mult de un an și respectiv de 3% pentru câștigurile din transferurile de valoare deținute mai puțin de un an. Foarte important, doream să scot în evidență și modificările care le-am adus ieri, legii 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Este vorba de o inițiativă care vine în sprijinul instituțiilor private ce oferă servicii de tip rezidențial pentru copii în cazul cărora s-a luat măsura plasamentului, care vizează atât creșterea normei de hrană de la 11 la 22 de lei, dar și în ce privesc creșterea valorii serviciilor aferente care se desfășoară în sprijinul acestora. Totodată doream să scot în evidență că și pentru polițiști am luat o decizie recent, cu câteva săptămâni în urmă, tot Camera Deputaților în calitate de cameră decizională, vizând modificările legii de organizare și funcționare a Poliției Române, legea 360, în sensul în care, dat fiind deficitul foarte mare de personal la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, atât la categoria agenților, subofițerilor, respectiv ofițerilor, de fapt, Guvernul României a promovat un proiect, o ordonanță de urgență care a fost transformată în lege recent, în sensul în care, pe lângă forma de zi în cadrul Academiei de Poliție, se instituie și o altă măsură de proveniență, o formă de proveniență a ofițerilor, respectiv prin masterul profesional,
astfel încât aceasta se va aplica începând cu anul 2023-2024, cu durata unui an de zile, din rândul absolvenților de instituții civil de învățământ, iar grila este stabilită de Ministerul Afacerilor Interne, care sunt facultățile compatibile, în principal cele de științe juridice, deci de drept, iar pe timpul masterului profesional, așa, cursanții își vor desfășura activitatea efectiv în Academia de Poliție și vor parcurge celelalte discipline conexe pe care le parcurg studenții forma de zi, astfel încât după finalizarea masterului să nu fie diferențe între absolvenții cursuri de zi și respectiv cei prin forma de master profesional. Care este motivul pentru care nu merg tinerii spre spuneți că e deficit la nivelul ministerului, în condițiile în care pare o slujbă sigură în ziua de astăzi? Domnul Groian, nu că nu merg. După 90, din păcate, vreau să vă spun, sunt în cunoștință de cauză, partea de resurse umane a fost un pic neglijată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în sensul în care politicile promovate nu au fost în mod coerent, astfel încât intrările în sistem să fie egale cu ieșirile. Astfel încât au fost promovate unele proiecte de act normativ, să nu uităm, legea care vizează pensionarea la 47 de ani. Da, 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 s-au pensionat brusc mai mult decât au putut intra. Vreau să da. Vă spun că pentru mine este anormal să se procedeze de o asemenea manieră. Ca să ați formezi, mai spus în emisiune că un formezi, om cu experiență pleacă în maxim de formă, ca să zic așa. Exact. Ori vedeți dumneavoastră, prin aceasta este unul din aspectele și de ce să ne spunem că de multe ori am încurajat ceea ce nu trebuia. Nu modalitățile corecte și astfel încât în momentul de față, așa cum spuneam, e un deficit foarte mare de ofițeri, atât pentru polițiști, dar cât și pentru structurile militare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. O să revin asupra acestei situații. Și trebuie găsite formele cele mai corecte. Să nu se considere că forma de master profesional va fi forma de bază. Nu. Forma de bază este învățământul la zi. Dar are posibilitatea de data aceasta Ministerul Afacerilor Interne decât să le ia pe unul din viața civilă atunci când are anumite pusee să poată să apeleze la forma de master profesional, să-i școlarizeze ca într-adevăr să aibă rezultatele, zic eu, cele dorite. Da, sunt multe legi care au trecut, iar una dintre cele care ne interesează este cea referitoare la statutul cetăților dacice. Da, așa este și mă bucur că ați adus în discuție această problemă. Este vorba de legea 23 din 2020, o lege care sunt inițiator alături de colegii mei parlamentari ai Partidului Social Democrat din județul Hunedoara și cu sprijinul tuturor colegilor din grupurile parlamentare PSD din Cameră și din Senat, care l-am promovat în legislatura anterioară. Și iată, pot să spun că este o lege care este dusă până la final. Și când spun aceasta, mă refer și la decizia luată recent de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, în sensul în care a creat ultimele trei structuri la nivelul județului Hunedoara pentru protecția cetăților dacice și când spun aceasta mă refer la Blidaru, Piatra Roșie și respectiv Bănița și am avut bucuria să fiu alături de colegii și de camarazii mei, jandarmi, la festivitatea ce a avut loc cu ocazia deschiderii acestor structuri. Prin aceasta putem să spunem că s-au pus bazele ca aceste cetăți să fie sigure, pentru că istorie este vorba de istoria noastră și de ce nu, dat fiind potențialul turistic pe care îl avem la nivelul județului Hunedoara, să putem să-l punem în valoare astfel încât să fie mai bine pentru cetățenii județului nostru. Tehnic, ce înseamnă aceste structuri? Aceste structuri, așa cum s-a convenit de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, cât și cea a Consiliului Județean Hunedoara,
în parteneriat, în sensul în care Ministerul Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, să asigure ordinea și siguranța la aceste cetăți, Consiliul Județean revenindu-i partea de pasă și protecție prin firme specializate, așa cum este prevăzut de legea 333 ceea ce privind au și făcut deja, pasa bunurilor și valorilor. Eu sunt convins, așa cum îl cunosc pe domnul președinte al Consiliului Județean, prin proiectele ambițioase promovate și la care nu mulți s-ar fi încumetat, că așa aceste cetăți vor deveni perla, putem să spunem, a României, nu numai județului nostru, și într-adevăr să fie un motor de dezvoltare economică a județului. S-a văzut de altfel ce înseamnă promovarea turismului la cetatea Sarmi-Segetuza, regia, unde erau instituite măsurile. Și datele care le am relevă faptul că într-un timp cât se poate de scurt, acestea vor fi practicabile pentru turiști, având în vedere proiectele aflate în derulare de Consiliul Județean Hunedoara. Da, chiar se repară și drumul, acea porțiune de 4 kilometri, am văzut. Din discuția dinaintea emisiunii a reieșit, sunt subiecte care mă interesează, sunt interesante și pentru populație. S-a vorbit adesea despre, domnule, ce patrimoniu am avut și ce am făcut cu el, s-a făcut praf și așa. Și mi-a spus că există o prevedere legală referitoare la activele stațiunii de cercetări agricole Gioagiu. Poate cei de vârsta mea, poate știau, poate nu, era acolo un parc de cercetare, funcționa foarte bine, iar după 1989 lucrurile n-au mai stat cum ar fi trebuit. Domnul Gurean, cum s-ar spune, cu un ochi râd și cu unul plâng. Așa, râd pentru că, în fine, iată, parlamentarii Partidului Social Democrat din Hunedoara, sub semnatul Natalia Intotero, Toma Ilie și Resmeriță Cristian, am depus recent un proiect de lege și putem să spunem că sunt, în România nu s-a mai întâmplat după 90 acest lucru, în sensul în care din activitățile desfășurate în teren, așa am constatat la primăria din Gioagiu, dialogul constant care îl avem cu reprezentanții OAT-urilor și cetățenilor, una din problemele care ni s-a ridicat a fost cea legată de activele fostei stațiuni de cercetări agricole din România. Pentru că și am pornit de la ideea inițial, așa, dacă putem să înființăm o secție a Academiei de Științe Agricole la Gioagiu, dat fiind tradițiile, experiența pe care am avut-o și rezultatele obținute la nivelul județului Hunedoara prin această stațiune, care pot să spun că a fost cea mai importantă din vestul României. Și datele statistice relevă cât se poate de corect și de clar acest lucru. Și eu cunosc foarte bine tot ce s-a întâmplat chiar și înainte de 89 cu stațiunea de cercetări agricole. Dacă în 1990 stațiunea avea 715 hectare de teren arabil, terenuri pe care se desfășura activitate de cercetare, dar și de producție. Fermele, două ferme la Gioagiu și două la Orăștie, două legumicole și două pomicole, își desfășurau activitatea 17 cercetători, așa, și totodată această stațiune colabora cu peste 15 institute de cercetare în domeniul agricol din România și din străinătate. În momentul de față, așa, terenurile care le-au avut stațiunea au fost restituite în totalitate cetățenilor din Gioagiu, Orăștie și localitățile învecinate, astfel încât în momentul de față au o suprafață de 6,43 de hectare și respectiv imobilele aferente. De sub 10%, practic. Sub 10%. Da. Din discuțiile care le-am avut, și tot am pornit, pentru că mie așa mi-a plăcut de fiecare dată, în urma
constatării acestei probleme, am pus o întrebare către Ministerul Agriculturii, am avut o discuție cu domnul ministru al Agriculturii, care este un coleg care eu îl apreciez foarte mult și cred că îl apreciază românii în general și hunedorenii noștri prin tot ceea ce face de când este ministrul Agriculturii. Am pornit de la această întrebare și cu multă promptitudine domnul ministru mi-a spus că îmi va acorda tot sprijinul și în acest sens am pornit un dialog permanent, inclusiv cu consilierul domniei sale pe probleme de învățământ, cu președintele Academiei de Științe Agricole, domnul profesor Valeriu Tabără și nu în ultimul rând cu directorul ADS, Administrării Domeniilor Statului, care administrează în momentul de față acest patrimoniu. Este funcțională această stațiune în acest moment? Și dacă îmi dați voie, vă rog. Din cele peste 26 de stațiuni agricole care erau înainte de... erau 96 în România, în momentul de față au mai rămas 8 stațiuni de cercetare agricolă. Din aceste stațiuni, 8, așa, una este nefuncțională, este cea de la Gioagiu, iar celelalte 7 sunt în, funcționează în parte sau în totalitate și sunt coordonate de Institutul de la Mărăcineni din județul Argeș. Văzând că într-adevăr este nefuncțională, discuțiile care le-am avut au eșuat în ce privește înființarea unei secții a Academiei de Științe Agricole și argumentele au fost că se poate declar. A existat bunăvoință atât din partea Academiei de Științe Agricole cât și a Ministerului Agriculturii. Chiar dacă încercam să contopim două județe, Hunedoara și Gorjul, care și au o stațiune de cercetări agricole, nu puteam să realizăm, în primul rând, la nivelul județului nostru, că nu mai avem o palmă de teren. O palmă de teren în care să se desfășoare activitatea de cercetări agricole. Văzând că nu este posibil, am zis, hai să vedem ce este de făcut. Și atunci, din studiul care l-am efectuat, cu sprijinul și Direcției Agricole Județene, unde am găsit solicitudine din partea conducerii acestei direcții, dar și a celui care mai manageriază încă stațiunea de cercetări agricole de la Gioagiu și primăriei de la Gioagiu, în frunte cu domnul primar Vasile Cărăguț, am căutat soluții să vedem ce este de făcut. Și din studiul efectuat am constatat că liceul tehnologic cu profil agricol de la Gioagiu, care este în unul din cele așa din liceele reprezentative cu profil agricol din România, care este înființat înainte de 1900, deci cu o istorie foarte mare, și văzând că stațiunea de cercetări agricole a luat ființă în 1957 prin preluare în parte a patrimoniului de la fostul liceu, care era atunci școală inferioară de agricultură. Au preluat din patrimoniu, am zis, hai să se reîntoarcă către liceu, astfel încât beneficiar să fie elevii acestui liceu. Să aibă o bază, da, exact. Discuțiile care le-am avut cu reprezentanții Academiei de Științe Agricole ai Ministerului Agriculturii și-au oferit disponibilitatea față de acest lucru. Am avut, bineînțeles, ulterior o discuție și cu directorul liceului agricol, care s-a bucurat de acest lucru, astfel încât am inițiat un proiect de lege prin care activele, așa deci care în momentul de față sunt administrate de ADS, să treacă la liceu agricol. Și spun aceasta pentru că poate să fie o oportunitate, având în vedere măsura 7 pe fonduri europene, prin care colegiul poate să acceseze direct fonduri europene pentru modernizarea acestor spații. Să-și pune la punct o proprie bază de cercetare. Am mers mai departe cu raționamentele și prin această lege este imperativ ca să nu fie înstrăinate pentru alte activități așa, deci aceste active care aparțin ADS-ului, statului român și administrate de ADS. Și totodată, discuțiile foarte constructive care le-am avut însăși cu președintele Academiei de Științe Agricole au fost acelea
ca în momentul în care vor fi preluate să facem și un protocol de colaborare cu Universitatea din Timișoara pentru secțiile de pomicultură și respectiv viticultură, în sensul în care să existe o colaborare directă între Universitatea din Timișoara și Liceul Agricol din Giurgiu, astfel încât aceștia să fie sprijiniți cu specialiști în procesul didactic și totodată, de ce nu, chiar să-i sprijină pentru atragerea de fonduri europene. Eu zic că este un lucru extraordinar ce se va întâmpla. Am primit așa din partea Academiei de Științe Agricole susținerea inclusiv în comisiile de specialitate în momentul în care acest proiect deja va intra în dezbaterea comisiilor de specialitate și sper alături de colegii mei să promovăm acest proiect foarte important pentru o zonă importantă, pot să spun eu, care a fost din punct de vedere agricol pentru județul nostru. Pentru mine regretabil este că nu putem să mai reluăm activitatea de cercetare la Giurgiu, în condițiile în care stațiunea a fost renumită prin numărul foarte mare de arbori produși, atât pom fructiferi și arbori ornamentari care au fost produși și care au fost, nu numai asigurau nevoile pentru zona de vest a României, ci și în Europa. Eu am rămas surprins. Să nu uităm că aici s-au produs singurele specii de nuc, așa, soiurile Giurgiu, Sibișel, care, din păcate, cine știe pe unde se mai produc în momentul de față. Eu mi-aș fi dorit din suflet să fie reluată activitatea de cercetări agricole. Am cunoscut și înainte de 89 tot ce a însemnat atât fermele legumicole, dar și fermele pomicole de la Giurgiu și cea de la Orăștie. Da, mai ales în contextul în care se vorbește atât de mult de necesitatea adaptării la noi forme de producție alimentară, crize alimentare, iată, prețurile alimentelor explodează, vorbeați de alocații crescute pentru hrană, pentru bolnavi, pentru copii, mi se pare că ne dăm singur cu stângul în dreptul, renunțând exact la cel mai puternic motor, cercetarea, pentru a vedea noi forme, noi produse alimentare. Și dacă mai putem să mai zăbovim numai câteva minute, da, la capitolul proiecte, pentru că am venit cu tolba, da, plină, cum s-ar spune. Mai avem doar câteva minute, da. În contextul în care tot în aceste săptămâni, alături de colegii mei parlamentari de Hunedoara ai Partidului Social Democrat, am mai promovat un proiect de lege pentru modificarea legii 80, legea de organizare și funcționare a cadrelor militare, în sensul în care, așa cum aminteam anterior de proiectul de lege care l-am trecut de Camera Deputaților în calitate de Cameră Decizională privind organizarea și funcționarea Poliției Române, pentru că în Academia de Poliție se pregătesc nu numai ofițeri pentru poliție, ci și ofițeri pentru structurile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în fond fiind vorba de Jandarmeria Română, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de asemenea Inspectoratul pentru Aviație al Ministerului Afacerilor Interne și Direcția Generală de Protecție Internă. Ori în acest sens am promovat un proiect de lege în sensul în care, prin forma de master profesional, putem să completăm deficitul de ofițeri pentru structurile militare din Ministerul Afacerilor Interne. Bineînțeles că toate acestea, atât proiectele, dar și întrebările, interpelările, declarațiile politice care le-am adresat în Parlamentul României au avut ca izvor, să spun așa, dialogul constant pe care l-am avut atât cu cetățenii în județ, dar și cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale. Și o să vedeți că o să mai apară noi proiecte care dorim să devină lege, astfel încât alături de executiv, și când zic executiv, mă refer la nivelul județului, atât de primării, Consiliul Județean, să dăm o mână de ajutor pentru dezvoltarea acestui județ care are un potențial extraordinar. Pentru că am constatat multe, multe probleme care putem să le corijăm prin actele normative. Mă uitam de la fondul forestier, trecerea din domeniul public în cel privat,
al unor zone pentru ca într-adevăr să poată fi retrocedate către oameni. Trecerea unor drumuri forestiere la drumurile publice în sensul în care primarii noștri să poată să le amenajeze, întrucât avem comunități izolate care trăiesc în aceste zone foarte frumoase, care, prin care și potențialul turistic poate fi dezvoltat. Când vorbesc de monumentele istorice din zona Râu de Mori, așa, și aici sunt aspecte de fond în sensul în care nu se cunosc proprietarii. Primarul localității din Râul de Mori vrea într-adevăr să identifice cine sunt proprietarii și dacă nu au posibilitatea să le restaureze, renoveze, să fie preluate de administrația publică locală, că sunt anumite locuri foarte frumoase. Când vorbesc de peștera Cioclovina, da, așa, sau peștera Tecuri, la fel, sunt închise, nu știu, pentru eternitate. Sau le protejăm împotriva cui? Împotriva oamenilor. Chiar am adresat întrebări încrucișate și în această săptămână către Ministerul Mediului, către Ministerul Tineretului, să-mi spună dacă putem într-adevăr, măcar parțial, să le deschidem pentru cetățeni și dezvoltarea turismului. Pentru că uneori trebuie protejate, din păcate, și de oameni. Am ajuns la final de emisiune. Pot să vă mai rog doar să adresați un mesaj telespectatorilor noștri, alegătorilor dumneavoastră, pentru că peste câteva zile doar vor fi Paștele, prilej de mare sărbătoare creștină, prilej de bucurie pentru toată lumea care în aceste condiții nefavorabile, să spunem, la nivel mondial. Așa este, este un prilej de fericire în contextul în care, iată, suntem în săptămâna luminată și, într-adevăr, este un moment de bucurie pentru noi toți, dat fiind că temelia spiritualității, putem să spunem că este nu ceea ce putem înțelege, ci misterul pe care nu putem să-l cuprindem cu mintea, oricât ne-am strădui fiecare dintre noi. Iar în învierea Domnului este un astfel de mister prin vibrația sa și cu acest prilej le doresc tuturor hunedorenilor multă liniște și să-și petreacă în pace alături de cei dragi aceste sărbători și doresc un Paște fericit tuturor concetățenilor noștri. Vă mulțumesc, vă dorim și noi, vă doresc și eu multă sănătate și sărbători fericite, să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Doamnelor, domnilor, l-am avut ca invitat astăzi pe deputatul PSD Viorel Sălani. Mulțumesc încă o dată, le mulțumesc colegilor din Regia Tehnică. Mâine ne întâlnim cu Natalia Intotero, deputat din partea PSD. Până atunci, la revedere, toate cele bune tuturor! Alo? Să rămână, mamă! Vezi că ajung în 10 minute. Bine, puiule! Hai că ți-am făcut salată de vinete, ardeiuți scopți, ciorbise de perișoare, mazăre, sărmăluțe, șnițelașe, plăcită de domnule. Mamă, ți-am zis că azi mănânc în oraș. Lasă că două mâncăruri nu strică, puiule! Un român aruncă lunar 16 kg de mâncare. Risipa alimentară înseamnă bani aruncați. Adelina și Claudia sunt două gemene care au nevoie de ajutorul nostru. Și ele vor să simtă viața așa cum o simțim și noi. Ajută-le printr-o simplă donație în conturile afișate. Împreună luptăm pentru Adelina și Claudia. Ai dreptul de a începe o viață mai bună. Meriți o nouă șansă. Găsește puterea să spui stop violenței domestice. Nu ești singură, nu ești abandonată. Oameni special pregătiți de statul român sunt gata să te sprijine. Ai încredere. Sună la linia telefonică națională numărul unic 0800 500 333 destinată victimelor violenței domestice. Apel gratuit.
roboțelul Dadar. Spune-mi o dorință și te învăț cum să protejezi viitorul. Vreau să ne jucăm la nesfârșit. Dadar din joacă să descoperiți lucruri interesante. Ba, eu vreau să construim mașinuții și trenulețe din lemn. Dadar, puneți la loc de unde ați luat. Și eu mai vreau să avem multe, multe luminițe peste tot. Dadar, să folosiți inteligent resursele planetei. Doar așa viitorul va fi durabil. 2030 începe acum. Această posibilitate, preoții români ar putea duce lumina învierii în Ucraina cu mașina.